Conducătorii care adorm la volan este următorul punct despre care vom vorbi și este un punct mai serios ce ar trebui să trageți foarte bine atenție. Deci se întâmplă deseori că conducătorii care datorită lucrului său, datorită sunt impuși de factorul economic, de factorul de timp, de factorul de eu știu, întârzie să ajungă în punctul destinației. Sunt nevoiți să încalce regimul de odihnă și conduc peste puterile lor, ceea ce aduc sau duc la adormire la volan, ceea ce este foarte grav pentru conducători. Deci, chiar dacă vedem că el deja conducătorul din contrasens se deplasează spre noi, ar trebui să facem următoarele acțiuni. Să claxonăm continuu, să schimbăm luminile, adică din drum de întâlnire sau faza lungă în faza scurtă, permanent, claxonăm, schimbăm luminile, claxonăm în continuu. Da? Deoarece conducătorii care adorm sunt furați de senzația că vor fi foarte atenți și în orice moment se vor trezi. Așa și va fi. Însă, ca alte recomandare, chiar dacă el vine în sensul nostru, virăm tot spre dreapta, adică să avem tendință să ieșim spre dreapta. Nici într-un caz nu virăm spre stânga, deoarece conducătorul neapărat se va trezi și el subconștient, într-o fracțiune de secundă, deci va reveni, va dori să revină. Deci mușchii săi sau memoria musculară va dori să evite accidentul și va vira spre dreapta lui, ceea ce ar însemna stânga noastră. Deci în stânga nu virăm, doar spre dreapta, cât mai spre dreapta. De aceea, ține minte că conducătorul din sens opus se va trezi și va vira spre dreapta sa pentru a evita un accident.